Bun, dacă vrei să vezi cele mai simple dribblinguri pentru a-ți depăși adversarii, urmărește acest video. Hai să mergem! Bun, primul exercițiu este fenta din număr, așadar este foarte simplă, pur și simplu ne facem că plecăm într-o parte și după aceea explodăm în partea cealaltă și scăpăm de adversar. Acum urmează șutul fals, deci unul dintre cele mai simple dribbling-uri, la fel din fotbal, pur și simplu în momentul în care te apropii de adversar, ai mingea la picior, te faci că șutezi și ai luat-o în partea cealaltă, da? Astfel scapi de adversar foarte ușor, da? Un dribbling foarte simplu, dar la fel trebuie executat cum trebuie, să îți dai toată sensa în momentul când vrei să te faci că tragi la poartă, să te lași pe minge și să iei pur și simplu în partea cealaltă scăpând de adversar, da? Exercițiul este o bicicletă simplă, pur și simplu doar dăm piciorul peste minge o dată și am plecat în partea cealaltă în cea mai mare viteză, da? Trebuie să vedem unde este adversarul, da? Și să ducem la fel în cea mai mare viteză și în momentul când am făcut dribbling-uri să explodăm în partea cealaltă, da? Și astfel o să scăpăm foarte repede de adversar. Un lucru foarte important este la fel că trebuie făcută în momentul în care te duci spre adversar în viteză maximă. Nu complica lucrurile pentru că nu ai nevoie de mai multe treceri peste balon cu piciorul, da? Trebuie doar să treci o dată în ce parte dorești tu și să o iei pe piciorul tău bun, da? Iarăși o fentă acum foarte, foarte simplă, pe care poți să o faci în orice zona terenului, este pur și simplu interior-exterior, da? În momentul în care te-ai apropiat de adversar, pur și simplu ai atins mingea odată în interior, după aceea ai luat-o în exterior, da? Și vei scăpa foarte ușor de adversar. Iarăși, un lucru foarte important trebuie să-l faci în viteză, da? Ține minte că cele mai simple dribbling-uri sunt făcute în viteză și au în componență doar două simple mișcări, așa că fă cele mai simple lucruri și fă-le cele mai bine și o să vezi cât de mult se îmbunătățește jocul tău. Acest dribbling este unul foarte ușor pe care îl utilizau foarte mult Ilie Dumitrescu, Marius Lăcătuș, da, jucătorii de bandă. Deci este un dribbling care se folosea de foarte multe ori pe partea laterală, da? Ceea ce o să facem noi este pe partea centrală, așa că o să facem spre poartă, dar cel mai bine este utilizat acest dribbling pe părțile laterale. Așa că dacă joci fundaș dreapta, mijlocaș dreapta, fundaș stânga, mijlocaș stânga, da, poți să utilizezi acest dribbling. În momentul în care te duci în fuleu, în viteză maximă, poți să dai mingea pe lângă adversar, ai dat pe partea dreapta, te-ai dus pe partea din stânga, ai dat pe partea din stânga, te-ai dus pe partea din dreapta, da? În momentul în care te duci în viteză maximă spre adversar, adversarul este cu spatele la poartă, așa că tu dacă ai dat mingea pe lângă el și ai fugit, el nu mai are ce să facă. Noi o să facem acest exercițiu pe centru, da? Spre poartă, dar ține minte că acest exercițiu este cel mai utilizat pe părțile laterale, așa că dacă joci pe părțile laterale, ai o poziție pe partea laterală, da? Este cel mai bine să utilizezi acest dribbling în momentul în care ești în plină viteză, ok?
Bun, sper că ți-a plăcut antrenamentul despre cele mai simple dribbling-uri din fotbal, așa că te rog să exersezi la fiecare antrenament, de fiecare dată când ai posibilitate, exersează după antrenament sau înainte de antrenament aceste dribbling-uri de cel puțin 50 de ori pe antrenament sau după antrenament, pur și simplu îți pui un jalon în față și exersezi. Nu trebuie să ai, poți să spui o sticlă în față și să exersezi, da? Deci nu trebuie să ai neapărat un coechipier cu care să lucrezi, deci poți să faci acest exercițiu oriunde te-ai afla, da? Nu poți să stăpânești acest exercițiu dacă nu depui multe ore și ore și ore și ore și iar și iar și iar și dacă nu muncești, pentru că dacă vrei să ajungi la un nivel de top, cel puțin chiar și în Liga 1, trebuie să stăpânești acest procedeu, da? Un dribbling, trebuie să ai un dribbling al tău, da? Pe care trebuie să-l faci foarte bine și trebuie să îl folosești în orice situație, în momentul în care tu te confrunți cu un adversar, da? Așa că dă-i bătaie și exersează de fiecare dată după antrenament. Bun, antrenamentul despre cum să faci cele mai simple dribbling-uri la fotbal s-a terminat, așa că dacă ți-a plăcut antrenamentul, ai acolo un deget, dă-mi un like la canalul meu și spune-mi în comentarii ce ai dori să vezi pentru antrenamentele următoare. Așadar, dacă ți-a plăcut antrenamentul, nu uita să dai subscribe la canalul meu pentru a vedea următoarele filmulețe din fotbal. Bun, nu uita să dai subscribe la canalul meu dacă vrei să vezi următoarele videouri, așa că pregătește-te de fiecare dată și exersează, da? Acum ai la îndemână cele mai simple dribbling-uri din fotbal pe care tu poți să le faci oriunde te-ai afla, da? Perfecționează acest dribbling și vei reuși să depășești orice adversar în fiecare meci, așa că dă-i bătaie!